Echipa TV Prim a organizat un training pentru tinerii activi din Liceul Teoretic din Petrunea, la 26 octombrie 2011, în cadrul căruia au vorbit tinerilor despre rolul și importanța jurnalismului cetățenesc. Ce este jurnalismul cetățenesc, care este rolul lui în viața societății, au aflat ieri tinerii din clasele a 10-a, 12-a a Liceului Teoretic Petrunea. În cadrul acestui training, tinerii au aflat mai multe informații despre jurnalism și despre exemple concrete de jurnalism cetățenesc din experiența postului de televiziune TV Prim. Fiecare om din noastră țară este un rândul său și să te și... Ție de o comunitate, da? Și în societate... Tot cetățeanul se reîncurge să-l întrebă societate. Cuvântul țară și societate. În primul rând, cuvântul țară, deoarece fiecare cetățean face parte dintr-o țară și societate, deoarece societatea formează țară. Orice cetățean are personalitatea sa și este o ființă care descrie tot ceea ce îl înconjoară, prin prezența sa, prin ceea ce... ce face, ce dorește să facă, tot ceea ce ține din jurul lui. Tinerilor li s-a oferit posibilitatea să producă o știre din comunitatea lor și să o prezinte colegilor. Astăzi, în localitatea Petrunii, o vârfenică în vârstă de 70 de ani și-a găsit sfârșitul în ianele apei, la fundul fântânii. Când va fi îmbogăbirea? Drept dovadă, acestui fapt este noua construcție din localitatea Petrune de pe strada Doinelor. Întrebând țătenii, am aflat părerea lor. Ei evocă majoritatea că noua afacere o să dăunească mult, atât mediul înconjurător, cât și stări în generale a sătenilor. Astăzi, pe data de 26 octombrie, a avut loc un seminar dedicat pe tema rolul jurnalistului amator. Au participat clasele a 10-a, 12-a din Liceul Teoretic Petrunea. Elevii au fost foarte activi, s-au implicat cu silință în toate întrebările. La sfârșitul trainingului, participanții la training au făcut schimb de opinii și au totalizat cunoștințele acumulate. Trainingul despre jurnalismul cetățenesc a fost susținut și organizat cu ajutorul agenției suedeze SIDA și a Fundației Soros Moldova.